Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. De la ora 19 la Teatrul de Comedie, în sala Radu Beligan, puteți urmări piesa Bani din Cer. Henry Perkins, un banal contabil, într-unul din drumurile zilnice către birou, își încurcă servieta cu cea a unui Al Capone, unde găsește o fabuloasă sumă de bani. Planurile sale de a se muta la Buenos Aires sunt însă încurcate de cina organizată de soție în cinstea zilei sale de naștere, de cei doi prieteni invitați, de șoferul chemat să-i aducă la aeroport și de cei doi polițiști ce apar pe nepusă masă din cu totul alte motive decât cele pe care și le închipuie Henry. La Buenos Aires! Ce se face acum? Am început să vă îndrăgesc! În sala Atelier a Teatrului Național București se joacă de la ora 19:30 Tectonica Sentimentelor. Piesa dezvăluie un joc al orgolilor în care un bărbat devine miza pentru care patru femei au hotărât să lupte. Ele speră să trăiască speranța, dragostea pură, șansa pe care niciodată nu au avut-o și dovada că își pot depăși condiția. Povestea pătrunde în viața intimă a Parisului zilelor noastre, cel sofisticat al băuturilor fine și al hainelor scumpe, dar și în cel al străzii și al luptei dure pentru supraviețuire. De la ora 20, în sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra, puteți urmări piesa Șarpele în iarbă. Având loc în întregime în grădina casei familiei Chester, un cadru îmbătrânit, relevând atmosfera încărcată a rănilor trecutului, spectacolul regizat de Emil Hoștină urmărește revederea a două surori bântuite de amintirea și abuzurile tatălui lor. Spectacolul este o istorie surprinzătoare, un aliaj puternic de emoție și cinism, un thriller impur în care își fac loc și momente de un umor fin. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!